Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA 14. Ultimul, dacă mai mă gândesc să fac o serie dintr-o cupă. Să trecem la ultimul meci, am emoții. Nu foarte mari, însă, fiindcă am mai câștigat, avem meci cu Manchester City, dacă nu mă înșel. Da. I-am mai bătut data trecută cu 4-1, sper că se poate și acum. Echipa abia mai dat fitness-uri și cei de la Manchester City au fundaș foarte bun, însă Nastasic nu e cine știe ce și sper să profit de asta cu Zarate, Atsu. La Jackson Martinez nu prea mă aștept, fiindcă el nu prea mai joacă bine deloc. Șurile către Jackson Martinez, Jackson Martinez către Zarate. Zinedine Zidane al echipei. Zarate! Bă, dar de ce nu șutați, mă, când vă pun? Asta nu-mi place mie. Și chiar dacă facem egal degeaba, fiindcă tot nu o să trecem, avem doar 28 de puncte. Iată o fază bună blocată de Ogbonna. Și acum Jackson Martinez trece. Jackson Martinez poate înscrie și apără Hart. O fază bună a lui Jackson Martinez. Și gol! Jackson Martinez! În sfârșit înscrie și el un gol important cu Manchester City. Însă mai este destul timp și nu se știe ce se poate întâmpla. S-ar putea ori să ne dea două goluri. Dacă Cáceres nu este atent, însă nu va face asta. Și dacă Jackson Martinez mai joacă așa, s-ar putea să batem. Ar fi putut să paseze Zarate, dar a fost blocat de către Kompany. Hai încă o fază de gol. Ești în stare, Martinez? Martinez, ce faci, mă? El a vrut să întoarcă mingea pe spate, ia uitați-l. What the fuck? Deci arbitru dă offside. Zarate prinde fază și gol! Zarate! Deja jucăm foarte bine. Îmi place cum joacă. Zarate nici nu prea a avut mingea mult timp la picior și iată că înscrie. Măcar dacă am terminat cu 2-0 ar fi perfect. Hai, Sylvester, că era să ne luăm gol din cauza ta în meciul trecut. Atsu, să-l vedem și pe el ce va face. Cu pace-ul lui incredibil. Atsu, apără Hart, nu pot să cred. Pierde Zarate. După cum v-am mai spus și în alt episod, eu zic că merită. Și chiar dacă luați la un K, deci la un K să luați așa ceva, un fel de, cum să zic eu, un fel de Aguero al echipei, adică nu joacă ca și el, însă joacă extrem de bine, ia o tăcațu, face scheme, dar pierde. Asta e singura problema lui Atsu, n-are forță. Doamne, am vrut să apasez. Of, ce fază. Atsu, ce faci, băiatule? Șurile către Zarate. Zarate centrează către nimeni.
Atsu prindere trage încă o dată. Atsu apără Hart. A avut și Hart multe balade foarte bune. Dacă nu le apăra, dacă era Vorm în poartă, pierdeau meciul sau Pantilimon. Fiindcă sunt 100% convins că Pantilimon nu apăra. Am avut posesia bună 41 cu 2 mai mult ca noi au avut. Deci nu e o diferență foarte mare. Însă nu e foarte, adică nu e importantă posesia. Important este să dai gol. Ogbonna intervine și centrează greșit către Zarate și nu câștigă la cap. Silva către Dzeko e ăsta, nu? Păcat de overul lui foarte mare, 83, dar pace-ul cam încet. Ogbonna degajează și Atsu prinde. Atsu este deposedat de Yaya Toure. Atsu este țiganul echipei, dacă nu știați. O Zarate putea să treacă. Jackson Martinez fuge, dar este prins și deposedat. O torpilă bună, îl felicit pe cel care a dat, cred că era Martinez ăsta, sau Atsu, da, Atsu era. Trage Zarate și Hart apără. Deci se vede că cei de la Manchester City nu mai au nicio șansă. Milionari care au dominat în Premier League acum nu, fiindcă de la venirea lui Falcao la Manchester United, aceștia au devenit liderii. Caseres cu o intervenție bună. Zarate are viteză. Centrează pentru Martinez. O lovitură bună de cap. Jackson Martinez. Ogbonna pentru Zarate. Zarate pentru Jackson Martinez. Jackson Martinez. Ne apropiem de finalul acestui meci și avem lovitură de aruncare de la margine. La FIFA 15 am jucat, nu am o echipă extrem de bună, să nu vă așteptați la ceva de 80. Cel mai mare este de 79. Îl am pe Kirikeș, fundaș. Mi-a căzut într-un pac. Și acolo voi juca mai mult, sunt în divizia 7-a, mi se pare, sau 6-a. Și se încheie... Se încheie meciul și am câștigat. Ah, fuck. Bun. Haideți să ne uităm un pic la... Ah, nu mai putem, păcat. Avem 12K. Haideți să ne amintim un pic un moment în care jucătorii noștri au jucat excepțional. Zarate. Întotdeauna ai jucat, mereu ai fost preferatul meu de la echipă. Șurle, Jackson Martinez și tu ai fost, ai înscris un gol important. Atsu a venit și el cam la sfârșit, dar a jucat bine, a avut două goluri. Mulumbu, ești bun pe apărare. Javi Garcia, tu ești bun la cap.
Lennon, un jucător care nu știi de la ce să te aștepți. Uneori poate să joace bine, uneori poate să joace prost. Sylvester, ai avut și tu multe intervenții bune. Ogbona și Caceres și voi la fel, mai ales în acest meci. Handanović, de când te am pe tine. Handanović este cel mai vechi jucător, are 226 de meciuri jucate. Haideți să deschidem un pack opening. Sper să fie un jucător bun. Te rog, Messi, Neymar, ceva bun să fie. Am văzut unul rar. Să vedem cine e. O Montero, un lău interesant cu 92 pace. Dacă mai am un râu sau dacă îmi cade un râu bun, voi face un 4-3-3. Ziceam de râu și chiar mi-a căzut. În acest pack opening, contracte, o squad fitness ce îmi trebuia, store al in club. Te rog, dă-mi și mie măcar un jucător bun, please. Te rog, Messi, te rog, haide, Pirlo. Băi, Pirlo, du-te dracului. Al dracu, Pirlo, mi-ai dat un căcat. Că mâncam. O prostie, ce dracu să fac cu asta? Da, nimic bun în acest pack. O să iau numai consumabile. Ăsta e. Iar restul jucătorilor să-i vând. De bla bla bla. Bine, bine. O să-i bag la transfer list pe toți. Falcao. Știi că tu ești un jucător excepțional? Te rog frumos. Măcar dăm un jucător bun, te rog. Stați să-mi fac o cruce. Sau o să deschid cu nasul acest pack opening. Să vedem ce cade. Te rog să fii jucător, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Haide, băi, Falcao, du-te, dracule, ești cel mai pro jucător din istoria lumii. 1, 2, 3, 4, 5 contracte. Of, vă mulțumesc, FIFA. Hai să vedem dacă voi face un 4-3-3. Hai să încerc un 4-3-3. Că am jucători de la Swansea. Nu, tu vei fi pe centru, domnule. Tu vei fi un CM, tu vei sta aici și el va ieși afară. Dacă doriți să joc într-o cupă la FIFA 14, spuneți-mi, dar nu știu ce cupă să joc, că nu prea am. Alan, hai. Hmm.
Bun, Martinez va sta pe bară. Și... Hai de jocule că n-am toată ziua așa. Cam slăbuț. Atacul. Nu cred că las așa. Da, nu las așa. Tot 3-5-2. Așa. Cam CB, în locul tău va intra Jackson Martinez și veți face schimb. Unde e? Uite-l. Și unde dragi Mulumbu? da, l-am. Să-l bag pe ăsta. Hai că-l bag pe Dimichel, dar să joace bine. Oh, 17 contracte, o să mai ajungă mult. Îți dau un d-ăsta. Să vă dau și fitness. Am văzut că am... două squad fitness-uri. E bine. Bun. Să-i pun și pe ea pe lista de transferuri. Am vândut pe Cruse. Bla bla bla. Haideți, bă, dar nimeni. Quick acțion. O să-l vând cu un K500. L-am pus ca naiba. Bun. Ce să fac? Mi-e dor să părăsesc acea, adică nu o voi părăsi, o voi mai juca. Dar nu știu ce să joc cu ea, adică am terminat toate sezoanele. Grea decizie. Ia, ce cupe s-ar putea să fac la bronz internațional, o am? Federațiun minim. Exact. Exact, am chimiștri 100 ori. Hai să vedem dacă pot să fac 100 de chimiștri. Ia, stați un pic. Ia. Da, ia dă. Să îl bag pe Higuain, să vedem cât chimiștri mi-ar da. 94 de chimiștri. Așa.
tonul 4, deci ce să fac? Of. Ia, dacă l-aș băga pe ăsta că butonul 4 și oricum e mai prost fundaș, deci tot Caseres și ia 88 chimiștri, nu. 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 Nu, nu, cu dublu nu. Da, cred că Higuain o să fie noul atacant. O să-l mai las și pe el să joace, fiindcă nu vreau să... Ia, dacă l-aș băga și pe Jackson Martinez, cât aș avea în atac? Da, știu. Da! Dar nu mai mi-arătați, fiindcă mie nu-mi cade niciodată. Cât am în atac? 81. Și dacă îl bag pe Zarate, cât am? 78. În fine. Cam aici se încheie seria noastră de... Sau nu se încheie, poate... Voi mai juca meciuri, nu știu. Dar aici se încheie acest episod din FIFA 14, Ultimate Team. Seria din FIFA 15 va apărea primul episod tot azi. Până data viitoare, vă urez tuturor multă sănătate și fericire. Vă pup!